S-au deschis ușile, un lucru nesperat de către concurenți, chiar înainte cu câteva minute să se deschidă Hatice, vorbea cu Denisa și a spus nu ne fac și nouă surpriză să ne deschidă ușile măcar o jumătate de oră și Denisa i-a zis, îți spun din start că nu, nu-ți face speranțe că nu se vor deschide. Iată că staful i-a surprins și a lăsat puțin ușile deschise. Ionuț cu Andreea am văzut că zâmbeau, petreceau timp împreună, Hatige și Mihai se uitau pe poze și citeau scrisori. Andrei cu Simona de asemenea citeau scrisorile primite astăzi. Vlad cu Cătălina au mers în casa băieților și după s-au dus pe terasă să fumeze. Diana a petrecut timp în compania lui Roberto și a Carminei te-au de vorbă. Abia ce s-au deschis și le vom vedea ce interacțiuni vor fi și pentru cât timp îi vor lăsa să stea împreună.